Te super dacă în seara asta rămâne o fată să doarmă la mine? Denisa e ca și fata mea, cum să accept așa ceva? Deci tu ce zici să fac? Două săptămâni. Ce, mă? Prietena care e... Mamă, cred că s-a prins, mamă. Asta, mai plâng. Cum adică să nu mai plâng? Faci mișto de mine, pe bune. Nu fac mișto. Păi ce înseamnă asta? Ce-a fost adineaua? Ce s-a întâmplat adineaua? De ce? Nu știu ce să mai zic, nu știu. Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit la un nou vlog, mai degrabă un prank. Deci nu știu câți dintre voi știți, iubita mea mi-a făcut o mare farsă și a venit de ziua îndrăgostiților cu un test de sarcină pozitiv pe care l-a cumpărat de pe Olex. Dacă nu știți vlogul, trebuie să-l vedeți neapărat, aveți linkul în descriere, va fi primul link de jos. Deci a venit la mine cu un test de sarcină pozitiv pe care l-a cumpărat de pe Olex. M-au luat toate emoțiile, am trecut prin toate stările și eu zic că e cazul să-i întorc și o farsă înapoi. O să-i o facem cam urâtă, deoarece eu tot vorbesc cu ea să-i facem o farsă pe care mi se pare că am văzut-o pe TikTok, să-i facem mamei mele o farsă. Cum ar fi să o sunăm din mașină, să-i spunem: mama, pot să vin și eu cu altă fată acasă și să vedem reacția mamei mele. Chestie pe care eu voi face înainte să mă întâlnesc cu ea, deoarece eu îi voi face mamei prank-ul, o sun și zic că vin cu altă fată acasă, vedem cum reacționează mama, cred că o să-mi iau bătaie direct. Și după îi zic: mama, fii atentă, o să mă duc, mă văd cu Denisa și o să zicem același lucru, doar că tu o să zici că acum două săptămâni iar am venit cu o altă fată și că iar fac prostii de-astea și că nu știu ce. Tu vă dați seama cum o să reacționeze Denisa, mamă, cred că o să-i cadă fata, abia aștept să-i fac chestia asta, să-i întorc, pentru că și ea mi-a făcut o rură de tot. Dacă mai vreți prank-uri din astea în cuplu, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, să facem și noi 400.000 de abonați, pentru că am trecut de 300.000 și ce să vă zic, ne vedem mai târziu. Nu s-a conectat pe mașină. Gata, acum s-a conectat pe mașină. Am emoții. M-auzi, mama? Mama. Oh. Ce faci? Bine, mama. Voiam să te întreb ceva, că o să ajung puțin mai târziu acasă. Ia zi. Ia, te super dacă în seara asta rămâne o fată să doarmă la mine? Că Denisa e la muncă. Cum să rămână altă fată să doarmă la tine? E o prietenă. Cum adică? Ce prietenă? A zis că nu e din București și nu are unde stai de seara și am zis dacă vrea să doarmă la mine, dar nu știu, m-am gândit că... La hotel, mama, la hotel. Să mergem la hotel? Să... Nu, să se ducă la hotel și să caute o fată străină la noi dacă Denisa nu este. Cum adică? Nu există așa ceva. Nu există, nu, nu. Cum să accepti așa ceva? Nu există așa ceva. Știi că nu se supără de Denisa, mama, n-are nicio treabă. Da, e cum? Îmi dau seama că nu se supără. Cum să se supere la așa ceva? N-are cum. O să-i convină la maxim. Vrei să o sun, să și anunț? Nu. Mama, da, hai, deja i-am zis. Da, deja i-am zis, mama, nu faci așa. Eu nu te-am sunat să-ți cer voie, te-am sunat să te întreb dacă... A, mai sunasem doar să mă informez. Da, nu, cum să nu? Nu, cum să accept așa ceva? Ha, mama. Dacă eventual o să o sun, să o anunț eu pe ea. Cel mai bine, nu e mai bine așa? Nu îi spui nimic ce ai. Cum să fac așa ceva? Nu. Nu există așa ceva. Nu. Gata, mă, că a fost... A fost o glumă, mă, eu te-am sunat că... Voiam să-ți fac... Te-ai speriat? Nu, dar m-am speriat, normal că m-am speriat. Cum să fiu de acord cu așa ceva? Doamne ferește, cum? Nu am cum să accept așa ceva. Denisa e ca și fata mea. Cum să accept așa ceva? Cum să accept așa ceva? Așa te-am crescut eu pe tine? Îți dai seama, mama, că n-aș fi făcut așa niciodată. Fii atentă, ideea e că eu am vorbit cu ea să-ți facem un prank, dar eu sunt singur acum. Și așa? Eu vreau de fapt să-i întorc ei prank-ul înapoi. Vreau să te sunăm când sunt cu ea și nu știu, să zici și tu ceva de genul că nu mi se pare ok cum procedezi, că așa ai zis și acum două săptămâni când ai venit cu fata aia sau ceva, adică să fii supărată, să zici că mi se pare că deja îți bați joc, că și acum două săptămâni ai venit cu... Zici și tu ceva, ai venit cu... Hai, mă, că nu se supără, nu se supără. Deci fii atentă, o să te sun și zici și tu ceva de genul că
iar ai venit, că cum să faci așa ceva, că deja mă dezamăgești, că așa cu două săptămâni ai zis la fel când ai venit cu aia și eu în momentul ăla închid repede camera, știi ce zic? Doamne, nu este mai. Hai, te rog frumos, că vreau să-i întorc farsa, știi că m-am supărat rău la farsa cu tine. Trebuie întoarsă. Bine, hai că o să te sun când sunt cu ea în mașină, mă duc să mai trag de timp, mă duc pe la sală, văd eu că ies cu ea mai pe seară. Bine. Bine, pa, pa. Pa. Mamă, deci eu mă simt acum prost doar pentru că am sunat pe mama și am zis asta, băi. N-aș face asta în viață, mai credeți, mi se pare ultimul lucru pe care să-l faci să înșeli, e cel mai groaznic lucru din lume. Mai bine zici, gata, nu mai vreau să fim împreună. Cu cine ești, fie că ești băiat, fie că ești fată și faci după ce vrei, decât să faci o chestie asta. Te revenim mai pe seară. Așa, deci până ieșim cu Denisa în oraș, o să mergem cu Matei la sală. Matei, să știi că m-am apucat de o transformare corporală, sper că ești mândru pe de mine. Iau acum niște vitamine și minerale, dacă vreți să vă luați și voi Elite Pack. Bag și un Fury, un pre-workout care îți dă energie. Bag și arginină să iasă vena aia. Eu vă mai arăt așa ce suplimente iau, că mereu mă întrebați pe Instagram și nu pot să vă răspund tuturor. BCA-ul pe care le iau în timpul antrenamentului. Mergem la sală, după ieșim cu Denisa și sunt curios ce reacții va avea, am emoții deja. Așa, deci dacă vreți să folosiți codul meu DIMA12, aveți reducere pe Genius Nutrition. Până una alta mergem la sală, se înserează, ieșim în oraș și înainte să ieșim în oraș, îi zic Denise că îi facem prank-ul lui mama și de fapt, deci aia prank-ul. Hai așa, mergem, vă pup. Așa nebunie face astăzi? Da, așa face. Nici nu știam despre ce e vorba. O să-ți povestesc acum. Deci credeți-mă că stau de o oră, o aștept să coboare să ieșim în oraș. Acum 20 de minute mi-a zis că acum cobor. Și acum o oră mi-a zis, hai că am ieșit din duș, mă machiez repede și cobor. Ca să înțelegeți de ce merită acest prank, Denisa. Revenim mai târziu, probabil o să filmez apelul cu mama după ce ieșim în oraș și mâncăm, că o să rup de foame. Hai, ne vedem direct cu prank-ul propriu zis, pe pup. Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit la un nou prank. Sunt aici cu iubita mea Denisa. Aveți Instagram-ul, i-ai dat și acolo un follow, abia ce-a făcut 30.000 și a promis că la 100.000 se apucă și ea de vlog, nu-așa? Astăzi îi vom face mamei mele un prank, o vom suna, cred că am văzut prank-ul ăsta pe TikTok sau undeva și mi se pare foarte amuzant. O vom suna și voi spune că vreau să vin cu o altă fată acasă sau îi voi spune cumva ca să nu-și dea seama că o prank-uim. Și vrem să vedem reacția ei, să vedem ce zice mama, dacă mi-au bătaie sau zice bine mami. Crezi? Da. Eu unul noaptea, oare doarme, oare că nu mai vorbi cu ea. Oricum, în primul rând, eu n-am fost de acord să facem chestia asta. Mama, dacă te uiți la prank-ul ăsta, să știi că Denisa a zis nu, nu, nu. Uf, am emoții. Hai. Hai, Biță! Hai, și cum îi zic, zic gen că aș vrea să vin cu cineva, ca să da fără să știe Denisa. Și o iau așa încet. Nu, frate, că se prinde. Păi și cum să-i zic? Nu, îi zici pe așa cum ai zis. Nu? Păi nu se prinde, deodată la unul noaptea cu vreau să vin cineva. Păi da, tocmai ca să anunț. Sau mai bine să zici cum ai zis tu cu o prietenă. Păi e cunoaptea de Denisa. Da, da. Când s-a luat cu femeia zi. Da. Îi zic că am o prietenă care vine cu creștina mea să doarmă și zic, dar nu aș vrea să știe Denisa. Da, hai. Tăciți. Da, mama. Ce faci, mama? Dormeai? Păi, ce pot să fac la ora asta? A, scuze că te-am trezit. Eu sunt mașină, veneam acasă. Dar voiam să zic ca să nu te sperii. A venit o prietenă în București și n-are unde să rămână noaptea asta și i-am zis că poate să doarmă la noi, dacă e, nu e nicio problemă. Dar nu voiam să știe Denisa, gen. Crezi că se supără? Păi, eu... Ce să zic, normal că se supără și nu sunt nici eu de acord să vii cu cineva, nu e frumos față de ea. Să e o prietenă, mama. Dai seama că o să o las să doarmă cu mine, că n-are o să doarmă, dar nu se întâmplă nimic. Dar să-i zic și... Tu ce zici, să-i zic și Denisei? Ce să zic, dar nu e frumos față de fata aia, nu este frumos. Faci cum ai făcut acum două săptămâni? Ce? Faci, deci tu ce zici să fac? Două săptămâni? Ce, mă? Acea prietenă care ai... Nu, cred că s-a prins, mă.
Nu știu, cred că s-ar prins ceva pe tren. Nu știu. O sun iar? Tu vorbești serios? De ce ai închis telefonul? De ce ai închis telefonul când ai zis să faci ca acum? Cred că și-a dat seama că e prank. Deci, gen, eu cred că și-a dat seama și mai prostie. Păi m-a luat călduri serios, faci mișto de mine. Pă bune acum. Bă, uite ce-mi face mama. Tu ai închis, nu? Față tremur toată. De ce ai închis, de ce ai închis telefonul atunci când ai zis două săptămâni? De ce n-ai continuat? S-o sunăm viața la Cici? Bă, tu faci mișto de mine. Nu. Eu Fata, ți-mi se pare normal, sincer. Se pare normal ce se întâmplă. De ce când mai cât ați zis? De ce când mai cât ați zis atunci? Când mama ta a zis atunci, ar faci ca acum doi spune, de ce ai închis telefonul? De ce ai închis telefonul? Răspunde! Băi, clar că și-a dat seama. Ce naiba? Chiar crezi că cineva cu 200 nu era la munte, la... Uite mă, tu faci mișto de mine. Uite mă, tu faci mișto de mine. Nu. Fata, e ce se întâmplă. E rar, vine să plâng. Ce am ce-a fost asta, adineori? Ce-a fost chestia asta? De ce ai dat repede să închizi telefonul? Mă, o strică vlog, mama. Cum adică? Păi, sunt eu de bună? Logic că nu s-a întâmplat nimic. Sincer, nici nu prea am înțeles ce s-a întâmplat exact, dar nu mă va mi-a. Băi, cum se zice strigă vlogul? Tu auzi și vorbesc aici cu tine și ce abia s-a întâmplat? Fată! Fată, e o glumă proastă! Da, nu mi-a sentit-o. Ce mă? Asta nu mi-a sentit-o. Băi, eu zic că mama s-a prins. De unde fata mea cu două săptămâni? De unde până unde? Uite la mine, că ea crezi că e adevărat. De ce ar fi spus mama ta așa ceva? Nu știu, mă, s-a trezit din somn, ce nebună. Te rog, te rog, te rog, te rog, poți bagi din asta? La apa aici. Alisa. Poate a zis de veri și știi că a zis urmea cu 200 de ori. Păi, mă, tremur, deci mă bune, gata, Caterin, gata. Ce a fost asta din aur? O fi zis de verișoara noastră care a venit. Ce-a fost chestia asta? Păi cum adică? Ce verișoară, măi, Dima? Acum două săptămâni știi că era fost la mine, că a zis ormea că a venit verișoara noastră la noi. Poate ești de atunci, mă, s-a trezit după somn și nu știu asta. S-o sunăm ea? Bă, voi facem niște lucruri, să mor eu. Am crezut că a duc fetea ca asta. Dar ce-a fost asta? De ce ai luat repede telefon? De ce n-ai spus? De ce n-ai continuat conversația? Să vede dacă s-a prins de prank sau nu. Ce-a fost asta? Mă panică. Cum adică? Păi te panică de ce? Care-i motivul? Ce motiv ai avut pentru care să te panichezi? Nu, m-a speria mama. De ce am spus mai mic? Păi tu faci mișto de mine? Mamă, ce mai nevoie, mama. Nu mai am chef, să primez mic. Cum adică ce te-ai nervat, mama ta? Da. Păi tu râzi. Așa că nu știi să mă. Păi, tu faci mișto. Păi de ce a fost asta? Cum să râzi? Ce-a ținut asta? Explică-mi, serios, explică-mi, gata, Caterinca, explică-mi ce s-a întâmplat. N-am ce să mă explic. Cum adică tu n-ai ce să explici? Dima, ce-a fost asta? Nu am cum să mă nervi să mă duc. Cum să zic? Bă, tu faci mișto de mine. Serios, bă, tu faci mișto de mine, cum adică n-ai ce să explici? Și plângi. Bă, frate, ce-a fost? Ce s-a întâmplat adineauri? Explică-mi ce s-a întâmplat adineauri. Ce e faza asta? N-am ce să mai zic, n-am ce scuze. Ce vrei să zic? Păi explică-mi ce fata a fost la tine sau ce... Care a fost prieten. La tine? Ce prieten? Ai doar mi-a zis că a fost o verișoară. Dacă știam că te nevoie. Ce, mă? O să vorbim noi doi, când sunt doar noi doi. Fata! Dacă vreți să vorbiți noi, eu da. O să mă duc.
Gen, nu știu, plecăm sau ce? Ce înseamnă asta? Dacă puteți să lăsați singur doar un minut? Da. Vrei? Ce, bă, ce înseamnă chestia asta pe care o faci acum? Ce înseamnă asta? Nu mai plâng. Dar cum adică să nu mai plâng? Mai tu faci mișto de mine, pe bune? Nu fac mișto. Păi ce înseamnă asta? Ce-a fost adineaua? Ce s-a întâmplat adineaua? De ce? Nu știu, nu știu ce să mai zic, nu știu. Cum adică nu mai știi ce mi s-a blocat creierul. Nu știu și nimic. Cum adică ți s-a blocat creierul? Tu ești nebun la cap? Ce ai? Ce-a fost asta? Bă, frate, sunt eu nebună? Da, gata, nu-i plânge. Păi, deci nu mai veni lângă mine și lasă-mi în pace. Lasă-mi explice acum ce s-a întâmplat, serios. Vreau să merg acasă. Hai să mergem. Ha, mă, ce faci acum, strânge asta? Frate, da, și vreau să plec acasă și îmi chem Uber. De ce? Așa. Da, mă, de exemplu, chema Uber. Nu, frate, plec acasă, nu faci nimeni și eu. Dacă nu vrei să mergi cu Dima, te duc eu. Merg și eu. Ha, mă, terminați-vă! Cum adică să mă termin? De ce faci așa, Uber? Bă, tu râzi! Nu schimba Uber. Nu, frate, lasă-mă în pace. Jur. Nu, deja lasă-mă! Dar mă lasă să-ți dau explicație! Păi dă-mi explicație, că tu îmi râzi în față! Băi, știu că ai! Bă, dar tu ai știut! Adică te-ai dat seama? Nu am știut, deci mai știu de ea plău! Că aș plângeau, ești nebun, cum să știe? Deci mai am plău, mie mi se pare real! Băi, ești de mă! E gata, te prei! Da, normal! Ia, Matei știa de azi. Ia, nu știa, știa de acum, mai rău. Dar nu trebuia să zicem, nu știe. Bă, hai! Se ducea la... Stai așa, stai așa. Bă, bune, cum mi s-a făcut. Gata, așa la tapa. Mai poți cum mi-a fost? Bă, chiar a plâns, bă, jur, bă, ce vreți voi, că nu e nimic. Adică, n-avea cum să plângă la comandă, sincer, se vede pe filmare cum plângea. Dar dacă nu închideam filmarea asta, cred că îți dădeai seama dacă lăsam filmarea să meargă, nu? Clar! Deci nu știu cât de bine s-a pus de acolo. Te-ai speriat? Deci îmi tremuram toate, deci nu venea să cred. Dar știi care a fost prank-ul, nu? Adică eu am sunat pe mama azi și am făcut fix prank-ul ăsta. Și n-a știut. Și tu o să vezi pe vlog reacția ei. Gen, i-am făcut pe bunelul mama prima oară. Și după aia i-a zis mama să mă ajute să-ți fac ție prank-ul. Și v-am făcut la unde-o. Sunt un șmecher. Lasă-mă, de ce nu mai poți să mai respiri serenul? Ți-a căzut puțin davanul în cap? Puțin? De ce? Când am văzut că tu îmi râzi în față. Deci nu mi-a venit să cred. Da. Deci nu mi-a venit să cred cum să mă râzi în față. De ce? Știi, întrebat? Știi ce noroc am avut că au fost ei aici? Ca să nu ne certăm rău. Nu? Deci nu mi-a ce are? Frate, deci când am văzut prima oară că ai vrut să închizi telefonul. Ok, am zis, bă, na, poate... N-are treabă. Și nu l-ai închis, l-ai lăsat. Și după când l-ai luat recunde și ai închis, ce asta, frate? Și cum să mă iei că a fost o verișoară la tine? Niciun caz n-a fost la tine acasă, a fost la sora ta acasă. Adică n-avea nicio legătură. Ce explicații mi-ai dat tu? Dar să zici, mi-a făcut mama la telefon când i-am zis că vin cu altă fata acasă. Wow, uite ce mi-a făcut. O să vezi pe filmare. Doamne, nu mă așteptam. Dar tu ce credeai că prank-ul e... pornesc acum un minut, vorbesc cu mama și după aia gata, asta e tot prank-ul. Păi asta am crezut. Că o sunăm pe mama ta. Da, și mamă, deci acum mai tare mai spus, să vezi ce urmează. Deci doar să vezi ce urmează. Nu, fără de asta. Nu, păi da, fără. Bine, dați și ei acolo un follow pe Instagram să-i treacă supărarea, că sigur o să fie supărată 5 zile după prank-ul ăsta. Dar gândește că și mi-a făcut-o mai urât. Și nu-ți imaginezi ce urmează. Ei, era să zic ceva. A, da, a fost mai urâtă din Insta. Nu, pentru mine asta era mai urâtă. Dacă eram eu în locul ei. Fo! Nu mă știți. V-ar organ și pe aici pe voi pe geam aici, dacă se întâmplă mie. Păi eu am reacționat așa că erau ei aici, că dacă... Păi asta am zis și eu. Bă, sper că v-a plăcut ideea mea de prank, mai dați acolo idei ce prank-uri să-i facem. Asta chiar a fost... asta chiar a fost ideea mea, jur, nu mi-a dat nimeni nicio idee. Nu mai dați idei, vă rog eu. Dați-ne și noi acolo un follow pe Instagram, dacă vă place să vă ținem la curent cu toate noutățile, dați-ne și un subscribe și până data viitoare v-am pupat. Ne vedem la următorul prank.